Bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod, la, mai bine zis, prima parte din tot ce urmează să lucrăm la acest E39, deoarece această mașină trebuie lăsată mai jos și pregătită pentru a primi niște jante noi, jante pe care o să le vedeți pe parcurs. Să nu vă fie greu să apreciați chiar acum acest videoclip, să lăsați mai jos un comentariu de susținere, iar ce urmează să vedeți, să știți că sunt roadele unor lungi zile de muncă. Dar înainte, aceasta este o perioadă în care mașinile scad foarte mult în preț și mulți dintre voi sunteți tentați să vă aruncați cu banii să cumpărați o mașină, mai ales cei care v-au strâns bani de-a lungul timpului și cumva așa s-a nimerit să nu vă cumpărați până înainte acestei nebunii care se întâmplă în toată România. Știți și voi, pandemia face ca prețurile să scade deoarece oamenii au nevoie de bani și sunt dispuși să-și vândă mașina chiar la un preț foarte, foarte bun. Înainte să vă porniți încolo, deoarece, din câte știu, există chiar o cerere care vă poate ajuta încât să mergeți legal fără să fiți trași la răspundere, trebuie neapărat să o verificați pe Car Vertical, deoarece, mai ales acum, ca întotdeauna, înainte să te pornești la un drum de 50, 100, 200 de kilometri până să vezi o mașină, mai bine ți iei un maxim de precauție, adică verifici mașina pe Car Vertical, că este un E90 clasic non-facelift pe care mai toată lumea și-l dorește, poate să aibă ascunsă o daună între 1000 și 2000 de euro, ceva foarte mult pentru o mașină care costă în mod normal cam 4000-5000, să pierzi 2000 de euro nu sunt de aici de acolo, sau chiar că îți cumperi tot un seria 3, dar un an mai nou, un 2013, mașini din nou care pot să fie la un preț foarte bun. Afli de fapt că a fost pe undeva prin Germania, Lituania, Spania și a luat daună totală, a fost adus în România, a fost pusă la punct și a fost vândută. Așa că luați-vă întotdeauna o maxim de precauție, mai ales acum pe pandemie, cât și întotdeauna este cel mai bine să verifici mașina pe Car Vertical. Eu de fiecare dată când să cumpăr o mașină, o verific pe Car Vertical pentru 50 de lei, aveți jos un link în descriere cât costă un raport, nu merită să îți pierzi banii pe drum și timpul, deoarece poți ajunge acolo și să-ți dai seama că mașina nu prea pușcă la luft, capota este peste aripă, ușa este peste ușa din spate și atunci te cam gândești, bă, oare au avut accident sau nu, așa că o să vă las jos un link în descriere, mă pun pe treabă! Oh, 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 oh
Ia uitați, oameni buni, oficial, prima suspensie dată jos, am fi zis că va veni cu tot cu fuzetă, dar până la urmă a trebuit să dăm jos fuzeta exact o idee mai jos pentru a putea scoate un braț. Aici avem suspensia de la Zax, Made in Germany, Touring Edition, Super Touring, deci o suspensie foarte, foarte bună, dar o suspensie stock. Acum eu, cum v-am spus, vreau să trec la suspensia de la Max Speeding Road, suspensia pentru E39, compatibilă perfect, adică coilovere care vor veni pe acest Touring, o mașină cumva de familie, dar care va arăta foarte, foarte bine lowrider, așa că dacă vrei să vedeți cum arată, stați până la final. Așa arată și fuzeta, oameni buni, o fuzetă care, sincer să zic, pare că a fost proaspăt sablată. Acesta de jos este brațul care ne-a pus probleme, dar am reușit într-un final. Aici am scos și a doua suspensie, tot de la Zax, Super Touring. De data asta am scos-o cu tot cu fuzetă, pentru că așa s-a putut acum mai bine cu toate brațele. De fapt, un singur braț, brațul de la caseta de direcție, a mai rămas. În rest, totul a fost scos. Și ne vom băga în garaj pentru că este târziu și trebuie să le demontăm, să pregătim fuzeta și tot ce ține de aceasta pentru suspensia sport pe care abia aștept să o montez. Am ajuns și în garaj, oameni buni, aici pe bancul de lucru avem telescoapele cu tot cu aceste arcuri originale, să zic așa, foarte, foarte mari, fuzetele, discurile cu tot cu brațe, mufele pentru ABS sunt pe bancul de lucru, deoarece va trebui să intrăm foarte, foarte tare în ele pentru a le recondiționa, sabla, revopsi, asta mă refer la etriere, port etrier, discurile vor veni schimbate, brațele vor veni schimbate, deoarece aceste telescoape cu arcurile astea bătrânești, să zic așa, deși sunt totuși Zax, vor fi înlocuite cu cele de la Max Speeding Roads, niște suspensii coilovere, adică care se pot regla pe înălțime. Vedeți și voi, încă foșnesc, se află în țiplă, sunt albastre și le vom desface acum împreună cu voi să le vedeți. Deși acum 6 luni de zile vi le-am mai arătat o dată, adică pentru prima dată, să zic așa, pe canalul meu de YouTube. Hai să vedem. Bam! Acestea sunt de față, sunt destul de grele, par foarte, foarte, foarte solide. Asta mi-a transmis și prima dată când le-am văzut. Deși eu le-am cumpărat acum vreo un an și ceva, înainte cu foarte multă vreme ca Max Speeding Road să mă contacteze pentru a înființa o colaborare cu ei, sper eu, de termen lung, pentru a-mi trimite acele turbine. Eu am crescut în Max Speeding Roads înainte ca ei să știe că eu exist, să zic așa, adică aceste suspensii sunt cumpărate de pe eBay și au fost undeva la vreo 1000 și ceva de lei, plus transportul către România. Deoarece din poze mi-am dat seama că suspensiile sunt foarte, foarte masive și o să vedeți când le desfacem că sunt țeapăne, deci ceva mai dur n-am văzut niciodată și asta mi-am dorit eu pentru rechinul meu. Dar trecând timpul mi-am dat seama că rechinul meu mai durează ceva vreme până să ajung eu la suspensii. Caroseria trebuie făcută,
roll cage, motorul trebuie pus la punct, punți față-spate, diferențial, cardan, foarte multe lucruri care trebuie întărite ca pe urmă să ajung eu la suspensie. Așa că am hotărât să folosesc suspensia dacă tot este de E39, da, suspensia din spate, deși este pentru rechin, cum vă spuneam, pentru rechin am cumpărat-o, este de E39 pentru că altceva nu pot să cumperi, nu există suspensie pentru rechin, doar la 1000 și ceva de euro care înglobează și fuzeta. Așa că eu am cumpărat suspensii de E39, cum cumpără majoritatea oamenilor care au E32, E34, pentru a le suda de fuzetă. Da, sună clasic românesc, ceva rusesc în același timp, adică o cofetăreală, dar nu oameni buni, să știți că se face treaba ca la carte și așa se procedează. Tubul în care intră telescopul este efectiv sudat de fuzetă, așa că el trebuie tăiat de jos, intră la fix suspensia și se sudează. Asta la rechin, dar noi suntem aici pentru a monta suspensia din spatele meu pe E39. Așa că v-am zis foarte clar, decât să stea, mai bine să o punem, să vedem cam cât de jos se poate lăsa un BMW E39 Touring. Așa că haideți să nu mai stăm la nicio discuție și să ne punem să despachetăm aceste frumuseți albastre, să le vedeți și voi cum se prezintă. Începând cu prima, acestea sunt de spate, acestea sunt de față, cele de pe față au și adjustment camber, adică poți să-ți înclini roata spre interior. Avem prima suspensie de pe spate. Coilover, vedeți și voi, se poate regla cu bucșă dintr-un cauciuc foarte, foarte tare, pentru că această suspensie trebuie să fie foarte, foarte țeapănă, cum vă spuneam. Aici avem reglajele, din nou, de duritate, aici de înălțime. A doua suspensie, tot pe partea din spate. Ia uitați aici ce frumos arată amândouă, albastre. Se vede că este solidă. Asta m-a atras pe mine cel mai mult, pentru că vă dați seama, acum un an când le-am cumpărat, singurul lucru pe care eu l-am văzut au fost pozele, atât. Doar din poze mi-am dat seama că are un arc foarte gros, foarte, foarte gros, adică aproape cât degetul meu, de fapt cât degetul meu mic, și degetul mic, deși sună mic, este totuși mare pentru niște arcuri. O să facem o comparație față de suspensia originală. Pac! Din nou, ajustare pe înălțime și pe duritate. Aici avem acel adjustment camber de care vă spuneam, acum este destul de strâns, dar el culisează. Uitați-vă ce frumos culisează. Ele sunt foarte, foarte solide. V-am zis, asta m-a atras din prima la ele. Primul lucru pe care putem să îl comparăm este mărimea. Uitați-vă cât de mare este telescopul cu arcul OM, adică de fabrică, exact cum vine, dacă tragem aici o linie imaginară, și suspensia de la Max Speed in Roads este atât de mică. Dacă tragem o linie imaginară, vă dați și voi seama, dar avantajul nu că este mai mică, ci faptul că se poate face atât mai mică cât și mai mare. Dacă eu fac asta, uitați-vă deja despre ce vorbim. Nu este, vă dați seama, exact cât cea originală, dar nici nu ne dorim asta. Noi ne dorim să fie o suspensie cât mai rigidă, pentru a putea lăsa janta cât mai aproape de aripă, fără emoții că o să dea la un dâmb în aripă și o să o rupă, implicit janta să se fisureze sau chiar, de ce nu, strâmbe. Vreau să fac o precizare.
în legătură cu suspensia originală BMW, deși ea, din comparația pe care eu am făcut-o, pare foarte mare față de cea de la Max Speeding Roads, asta însemnând că o să cadă pe burtă mașina, ei, vă zic că nu este așa, în momentul acela nu mi-am dat seama, dar suspensia originală, deși este mare, ea intră până în acest nivel în fuzetă versus cea de la Max Speeding Roads care intră până aici. Dacă le calculăm, sunt aproximativ egale, doar că suspensia la Max Speeding Roads este mult mai rigidă și atunci voi putea lucra mult mai bine cu înălțimea la care țin mașina, bineînțeles pentru a nu lovi jantele, cum am precizat adineauri. Avem aici totuși o distanță, dar de la cum am început, vedeți și voi că totuși se vede o diferență. Trecând acum la adjustment camber, observăm că suspensia Max Speeding Roads are așa ceva, adică poți să-ți reglezi cât de în interior să stea roata, adică să-ți faci finmentul ăla perfect la jante, iar cu o suspensie clasică, o suspensie cum vine mașina, mai mult decât un joc, nu ai niciun reglaj. Ajungând și la arcuri, pot spune că sunt egale ca și grosime, dar uitați-vă la suspensia originală câte spiri avem, adică vreo 2 versus 2, 4, 5 spire. Adică clar, suspensia de la Max Speeding Roads, o suspensie sport reglabilă, va fi mult, mult mai închegată. Acestea fiind spuse, gata cu vorbărea pentru că deja m-am săturat, trebuie să încep să lucrez ceva, așa că ce vedeți în spatele meu, totul trebuie să fie desfăcut până la ultima șebuliță, piuliță, șurubel, deoarece urmează să fie sablate, date cu perea de sârmă, vopsite, portetrier, discuri, tot, brațele trebuie scoase, așa că am de lucru, mă bag să fac treabă. Oameni buni, ce înseamnă o mașină îngrijită cum a fost acest E39 pe care l-am cumpărat eu. Suspensiile se vede că au fost schimbate în reprezentanță, deoarece acest șurub se poate scoate efectiv cu mâna. Deci șurubul, repet, pe care împreună cu Rareș cred că am stat mai mult de 2 ore să-l scoatem de pe E39 L20 diesel.
așa ne-am jucat, stânga-dreapta, pentru a-l putea scoate, ăsta l-am scos efectiv cu mâna. Deci, întotdeauna când puneți înapoi șurube de genul, dați-le cu pasă de cupru, pentru că așa se va menține bine mașina. Așa se manifestă, oameni buni, un șurub care are pastă blocatoare pusă pe filet, pastă blocatoare roșie pe care și eu am să o pun în continuare pe parcursul acestui videoclip când voi termina piesele și am să-l montez înapoi. Așa că mai am încă două șurube de scos care sunt exact la fel de nasoale. Al treilea șurub scos cu dreadlock. Mamă, foarte greu să scot. Foarte, foarte greu. Așa că nu vă speriați dacă dați de un asemenea șurub. Bine ar fi să încercați uneori să-l mai și strângeți un picuț înapoi, să-l destrângeți în continuare, să insistați cu spray-ul care ar trebui să degripeze șurubul și cam atât. În rest, Doamne ajută să nu se rupă, oricum șurubul fiind destul de mare, destul de gros, nu prea cred că s-ar putea rupe, maxim ar strica filetul din fuzetă, fuzeta fiind din aluminiu. Ultimul șurub, oameni buni! În sfârșit am scos ultimul șurub de la rulmentul de pe față, aici sunt toate cele patru. Unul singur nu a avut dreadlock și s-a scos foarte, foarte ușor, dar restul de trei, toate sunt rozalii la vârf. Și asta am observat că e una dintre cele mai nasoale lucruri, dar, bineînțeles, de aceea s-a și pus să nu cumva să te depășească rulmentul pe drum. Am scos și rulmentul. Putem scoate protecția asta de tablă. Se mișcă bine. Oricum o să gresăm și rulmentul. Îl vom pregăti pe când îl vom monta înapoi. Dar bine că am reușit să-l scot. Pentru cei care nu știu, brațele care se prinde fuzetă, acel pivot în vârf, are o gaură în formă de imbus. Pentru a ține contra să poți să desfaci piulița. Deseori sau totdeauna pot să zic, acea gaură nu o să facă față la o asemenea forță. Deci pur și simplu punând acolo imbusul o să-ți dai seama că se învârte în gol și din imbus se face efectiv o gaură rotundă ca și cum ai da cu burghiul. Sfatul meu este, luați un cap pentru o șurubelniță, de preferat dreaptă, un pic mai mare decât gaura provocată de imbus, bateți cu putere acolo, pe urmă țineți și destrângeți. Așa am reușit eu. Dacă știți și alte metode, lăsați-le jos în comentarii, probabil ne-ar ajuta pe toți, pentru că asta e o problemă prea clasică.
Aici am folosit aceeași tehnică, precum vedeți și voi, am folosit același cap de șurubelniță dreaptă pe care l-am băgat acolo puțin cu forța, pentru că altfel nu o să țină, o să se întâmple exact la fel ca și cu imbusul, iar pe urmă am desfiletat piulița. În teorie, ce v-am spus eu, ar fi trebuit să se și aplice, cum s-a întâmplat prima dată, totul a mers strună, dar de data asta, fiind puțin mai înțepenit acolo, vă dați seama că a opus rezistență și a îndoit cu ce țineam, l-a făcut ca plastelina. Oameni buni, am terminat și prima fuzetă de desfăcut, cam așa se prezintă, este efectiv complet goală, începând de la rulment pe care îl vedeți chiar aici, continuând cu suspensia unde, bineînțeles, se poate vedea că este în dreapta mea, discul care vine peste rulment, port etrierul care vine prins chiar aici, senzorul ABS, aceste protecții pentru disc care din păcate s-au cam rupt, va trebui să le recondiționez și sudez pe lângă sablarea care va veni făcută. Port etrierul și el va veni sablat pentru că este din metal și îl voi putea face foarte, foarte frumos, iar pe urmă să-i ofer o vopsea. Bineînțeles și fuzeta cu care am intrat prima dată în cadru va veni sablată cu nisip mai fin pentru că este din aluminiu, dar efectiv este goală, oameni buni, ca să ajungem în punctul ăsta trebuie să treci prin toate aceste lucruri și aceste două brațe pe care le vedeți chiar aici. Sunt trei găuri în fuzetă, una este de la direcție care se află în continuare pe mașină, dar aceste două brațe trebuie să le scoți. Eu am preferat să le scot efectiv cu totul pentru că le voi schimba. În mod normal se scoate doar pivotul din fuzetă, rămânând brațele pe mașină, dar în cazul meu vreau să le schimb, de aceea nici nu își au un loc aici pe masă, deoarece vor veni schimbate, nu sunt chiar groaznice, nu bat. Dar ținând cont că voi face un upgrade la o suspensie sport, o suspensie mult, mult mai rigidă, vă dați seama că va fi destul de mult stres pe brațe, așa că toate brațele vor fi schimbate pe nou. Așa că eu chiar acum am să mă bag să trec la a doua fuzetă, cea de pe stânga, pentru a o desface exact la fel, așa că trecem la treabă. Și a doua fuzetă de desfăcut. Acum tot ce vedeți pe masă va veni sablat. Bineînțeles, vă gândiți unde sunt discurile, unde sunt protecțiile pentru disc.
Discurile vor veni schimbate cu unele noi, deci nu au ce căuta aici. Brațele, din nou, vor fi schimbate cu unele noi, iar protecția de la disc, acolo va trebui să o reconstruiesc puțin pentru că este ruptă. Așa că tot ce mai am de făcut acum este să iau suspensiile, deoarece acestea nu le vom sabla, vor veni schimbate cu cele de la Max Speed Inroads și să mergem să sablăm restul pieselor. Aceasta este mașina de sablat pe care o vom folosi, cabina de sablat făcută de tata, vedeți și voi, din mobilier vechi. Acest lucru poate să vă dea și vouă încredere să vă faceți o asemenea cabină, o asemenea mașină de sablat, deoarece este foarte, foarte utilă în orice garaj a unui pasionat care pune el mâna să lucreze. A fost făcută de tata de la zero, cum v-am spus, din lucruri pe care le-am avut deja prin garaj. După ce aceasta a fost gata, am prins-o de perete folosind 3 tije autofiletante dintr-un capăt în altul al peretelui, deoarece am vrut ca această cabină de sablat să fie cât mai rezistentă și să nu ne trezim, Doamne ferește, că va cădea, deoarece aici se poate pune jugul de la puntea față, casta de direcție, semicaseta, lucruri mai grele. Momentan eu aici am fuzeta, prima fuzetă din partea dreaptă, pe care o voi pune în cabină. Stai, ce faci? Te ajut. Păi, na, mă gândeam că dacă Rareș mai poate să vină aici, din cauza carantinei, îți dau eu o mână de ajutor. Am trăit să văd și pe asta. Da, 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 hai, lasă-mă că sablez eu bine, prima fuzetă. Hai. Prima fuzetă sablată, iar aici a doua fuzetă sablată. Oameni buni, ce pot să vă zic decât că parcă le-am dat cu var. Atât de bine au ieșit, încât efectiv mă laud acum un pic singur, dar băi, e fascinant cât de bine poți să cureți și să scapi de acel flex cu pere de sârmă, acea bormașină cu pere de sârmă, efectiv îți faci o cabină de sablat și scapi de toate grijile în care trebuie să dai cu pere de sârmă. Bine, înțeles că perea de sârmă are avantajul și dezavantajul ei, la fel și sablatul, dar momentan sablatul este prea epic, abia aștept să trec la rulmenți și la port etrieri. Am adus și rulmenții, cam așa arată în momentul de față, sunt groaznici, așa că hai să-i sablăm! Dar înainte să dau cu pistolul de sablat cu nisip, ar trebui să avem grijă de garniturile de cauciuc. Garnituri care se pot deteriora destul de repede, ținând cont că pulverizarea pistolului îndepărtează de pe fier și de pe aluminiu tot. Deci vă dați seama ce poate să facă unui cauciuc. Așa că am acoperit garnitura de cauciuc a rulmentului cu o bandă de aluminiu. O bandă care conține și aluminiu, iar atunci să știți că pe testate nu se întâmplă absolut nimic, așa că am protejat în acest fel garnitura, iar locul prin care ar putea să intre nisip exact în interiorul rulmentului, un lucru mai important de luat în calcul, l-am învelit cu un șiret pe care l-am găsit în garaj, la îndemână, încât să nu intre acolo nisip, pentru că asta ar fi stricat rulmentul de tot. Și îl sablam, ne bucuram de el, dar până la urmă îl comandam să vină altul nou.
timp ce sablam portetrierii, nu am putut să nu mă opresc și să vă arăt diferența asta gigantică la cum arată el în mod normal prin trecerea timpului, să zic, și el sablat. Ideea asta de a face jumătate de portetrier mi-a venit în timp ce sablam, pentru că să știți că durează destul de mult să sablezi un lucru, așa că ai timp să te gândești la tot felul de lucruri. Deci uitați-vă și voi cât de mare este diferența. Aici efectiv avem etrierul ca de fabrică, să zic, îl mai zincuiesc și gata, dar aici chestia asta, sincer, nu o să poți să faci cum am sablat eu niciodată prin perie de sârmă. Și eu am dat mult cu perea de sârmă, dar asta este varianta cea mai bună, cea mai corespunzătoare. Aici arată și mai bine, dar vedeți și voi, foarte, foarte rapid se murdărește. Cum îl tot prin cu mâna. Dar e o nebunie curată, n-am putut să nu mă opresc. Deci nu am putut să nu mă opresc. Așa că, acestea fiind spuse, o să continui, deoarece am aici și celălalt pe care trebuie să-l fac. Uitați-vă cum arată. Zici că efectiv l-am luat de pe fundul oceanului. Nebunie. Hai că îmi pun și eu să continui. Am terminat, oameni buni, și suporții de etrier. Port etrierii sunt sablați, arată foarte bine, sunt foarte mulțumit, dar ce remarcă vreau să aduc eu este că, deși sunt foarte mulțumit, sunt și destul de indignat, destul de frustrat, destul de irascibil pe faptul că, deși am început cu fuzetele fiind de aluminiu, totul a mers strună, brici, frumos, pac, 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 impecabil. Le și văd însă acolo, au ieșit țiplă. Dar, ajungând la port etrieri, care sunt din metal, efectiv am crezut că mi-e speraldi. Deci am crezut că mi-e speraldi, deoarece pentru fiecare port etrier am stat 2 ore jumătate. Poate chiar mai mult. Mi-e frică să vă zic că am stat 3 ore pe fiecare, pentru că sigur nu o să mă creadă nimeni, sau cine o să mă creadă, o să creadă că sunt nebun. Cum să stai 3 ore să faci una singură? 6 ore împreună. Deci împreună 6 ore, una singură 3. Nu vine să cred că am stat așa de mult, dar sablarea în fier este mult, mult mai grea, deoarece trebuie să dai în fiecare loc de mai multe ori pentru a fi impecabil luat rezidul pe care tu vrei să-l iei. Fiecare piesă pe care eu am sablat-o o să vină curățate, pentru că vedeți și voi, oriunde ating acest portetrier se murdărește, așa că o să vină curățate. Acum este ora 1:07. Pot să zic că am terminat prima zi de lucru, sunt foarte mulțumit de ce am reușit să fac. Glumesc, n-ați crezut că am făcut toate acestea într-o singură zi. Poate o singură zi pe video, dar pentru mine sunt în a treia zi de lucru. Mâine intrăm chiar în a patra zi și în a doua zi pentru voi. Așa că noi aici vom încheia această primă parte din montarea suspensiilor de la Max Speeding Roads pe acest E39 suspensii reglabile, care vor ajusta mașina mai jos, pregătind-o pentru niște jante foarte, foarte frumoase pe care o să le vedeți în următoarele părți, deoarece știți că mie îmi place să fac un lucru bun, un lucru făcut odată și bine, așa că decât să schimb doar suspensia, iar pe urmă să am probleme cu brațele, ca după aia să dau jos, să schimb brațele sau lucruri de genul, îmi place să mă apuc de un lucru, să-mi suspend mașina undeva la vreo 2 săptămâni, așa fac de obicei, pentru a ieși o treabă cât mai bună, lucru pe care vă sfătuiesc pe voi să-l faceți, faceți din prima un lucru bun, pentru că oricum o să ajungeți în acel punct de a face bine, peste o săptămână, 2-3 sau oricum în apropiere. Așa că aici, cum v-am zis, vom încheia această primă parte. Puneți acolo un like, deoarece peste 3 zile de când postez acest videoclip va apărea partea 2. Iar dacă se strâng multe, multe like-uri acolo, va fi doar 2 zile. Așa că lăsați un comentariu de susținere, deoarece lucrez de multă vreme pentru aceste părți. În continuare eu lucrez la ele, să nu crezi că sunt gata, altfel aș fi postat în fiecare zi câte una, deoarece sunt foarte multe lucruri de făcut. Și atunci, decât să fac un videoclip
mai pe repede înainte, mai bine îmi aloc timp pentru fiecare parte încât să vă dau și niște sfaturi, să vă zic ce am mai învățat și eu, așa că puneți acolo neapărat un like pentru a posta mai rapid în 2 zile de când pun videoclipul. Lăsați un comentariu de susținere deoarece mă ajută foarte mult să văd comentariile voastre, deși nu răspund la toată lumea, să nu credeți că nu le citesc, le citesc pe toate și de data asta o să dau o grămadă de inimioare, așa că puneți acolo un like, lăsați un comentariu, dați un follow la amroara.avian deoarece acolo postez aproximativ zilnic ce lucrez eu la mașină și oamenii de pe Instagram am mai văzut. Iar pe Patreon puteți acolo să mă susțineți cu un dolar și să vedeți de fiecare dată când lucrez la mașină în spatele camerelor ce se întâmplă. Așa că cei de pe Patreon știu clar următoarele părți deoarece le-am filmat cu telefonul și le-am spus, așa că și le-am arătat. Deci coborâți și pe Patreon, eu vă pup, să degenerați visele și noi ne vedem în curând cu o nouă parte. Puneți acolo like să fie doar 2 zile.